Locul de întâlnire al agricultorilor deștepți, Târgul Agromalim, desfășurat la Arad în perioada 8-11 septembrie, a reunit un număr însemnat de vizitatori, fermieri, colaboratori și expozanți. Experiența acumulată de aceștia de-a lungul celor 22 de ediții și-a spus cuvântul și evenimentul de anul acesta a fost un real succes. Fermierii expozanți au venit pentru a arăta publicului larg rezultatul activităților în ferme, astfel că fiecare a adus ce are mai de preț. Sunt oi din cam toate rasele și hibrizi care de pe teritoriul județului și pentru prezentare se încearcă niște hibridări cu rase de carne, rase de lapte și mai mult rasa țurcană care e reprezentativă la noi. Vizitatorii vin, se uită, cei mai mulți vizitatori sunt crescători de oi care cunosc ce se întâmplă, vin să vadă fiecare și-a dus celălalt. Iar cei care nu au reușit să expună anul acesta au fost curioși de exemplarele fraților lor de breaslă. Sunt frumoase, frumoase toate, sunt reținute. Anul trecut, nu, acum 2 ani și noi am fost cu ele la expoziție. Acum nu am avut așa, am avut ceva probleme, n-am mai putut veni și... Ați găsit ceva să vă atragă în mod deosebit atenția? Noi am venit să vedem, nu am venit ca să ne cumpărăm sau ceva, că noi avem. Și noi avem calitate. Deci nu, ca să zici că e ceva mai... Și la oi avem calitate și la vaci. Ce era? Țurcană. La oi? Da, la oi, țurcană. Și la vaci avem și, cum se zice, bălțată românească și bălțată roșie și bălțată neagră românească. De la cei mari până la cei mai mici, curioși au venit la târg pentru a ieși din rutina zilnică, dar și pentru a vedea noutățile de pe piața agricolă. Venim cu nepoțelul. Am venit să vedem animale, să vedem... Interesant, în fiecare an am fost... Da, e frumos, ne place. E variat și animale și utilaje agricole, tot felul de... Asta e foarte interesant. Acum, în agricultură nu prea ne avântăm noi așa, că suntem din oraș din asta. Mai mult am venit cu nepoțelul ca să vadă și animalele și utilajele de ce și toate astea. Produsele agricole tradiționale românești au fost la mare căutare. Gospodinele au căutat prin târg de la brânzeturi până la produse apicole, toate provenite din ograda fermierilor români. Încă n-am apucat să văd prea multe. Am văzut în pavilionul A și pavilionul B, am fost puțin și acum ne uităm la animale. Păi în pavilionul A mai mult ne-am uitat la brânza de capră, care zice că e foarte sănătoasă, și la produse de miere. Asta ne-am uitat. La utilaje mai puțin, că nu ne ocupăm de agricultură. Standul animalelor a constituit pentru unii vizitatori cel mai interesant punct al expoziției. Am venit să vedem animalele cu copiii. Văd că și utilajele. Utilajele pentru el, să se urce bucuria lui. Alții au comparat ediția Agromalim de anul acesta cu diverse alte târguri la care au participat, inclusiv cu evenimente similare organizate în alte țări. Interesant, foarte interesantă și variată, sunt foarte multe produse agricole și foarte bună. Comparativ, e la înălțime. Se vede că e făcută de profesioniști. Chiar mai înainte am stat de vorbă cu președintele Camerei de Comerț și chiar am apreciat această treabă. Pentru vânzători și cumpărători am înțeles că am fost dimineața aici și am înțeles că e un târg reușit și mare. Am mai participat la una în Kecskemét, în Ungaria, și nu era așa mare ca și asta. Ca și comparație? Da, da, da. Adică și ca și comparație și ca și expuneri. Asta e mai mare. Cunoscătorii în domeniu, cei care sunt la curent cu noutățile din agricultură și urmăresc fiecare sector al acestui domeniu, au punctat selectiv reprezentativitatea fiecărei ramuri a agriculturii la Agromalim. Sunt și vizitator. Sunt vizitator în târg, da. Și fermier și abonatul revistei dumneavoastră. Deci din județ? Nu, sunt din Bihor, din Alești. Și-ați venit special pentru târg? Da, am venit special pentru târg. Cum se pare expoziția din acest an? Puțin mai slăbuț ca și anul trecut. Dar în animale, în schimb, mai binișor. Mă bucur că animale sunt din ce în ce mai multe și animalele de carne văd că lumea s-a pus și eu... E ceva care îi dă viitor în România, animalele de carne. Și cum foarte mici investiții, totul zic că o să meargă bine, o să scoată România din criză. Asta este părerea mea.
Fără îndoială, ediția din acest an a AgroMalim a fost un real succes. Numărul mare al vizitatorilor a fost obiectivul pe care organizatorii și l-au propus și, bineînțeles, l-au și realizat. Pentru aceasta a fost nevoie de un număr record de participanți în acest an, 250 de expozanți din România, Ungaria, Italia, Germania, Cehia, Danemarca și Spania, firme care au ocupat în totalitate spațiile interioare și exterioare puse la dispoziție de către organizatori, fiind prezenți cei mai importanți producători și importatori de produse pentru agricultură și industria alimentară care activează în România.